Candidatul blocului electoral Unirea, Dorin Chirtoacă, s-a lansat în campania electorală. Evenimentul a avut loc în fața Parlamentului. Politicianul a declarat că a ales această locație pentru confortul jurnaliștilor și operatorilor. Să aveți loc unde s-a amplasat tehnica de filmare, a mai spus Chirtoacă. Acesta a declarat că mesajul de campanie are trei obiective de bază. Primul, să acționăm conform strategiei, toți pentru unul, unul pentru toți. Al doilea, un președinte demn și adevărat, dar și un parlament curat. 3. Unirea cu România și integrarea europeană până la capăt. Menționăm că Dorin Chirtoacă a anunțat luni 6 octombrie că a dat testul pentru a afla dacă este sau nu contaminat cu COVID-19, după ce un coleg de partid alături de care a mers și a colectat semnături a fost infectat cu coronavirus. Testul s-a dovedit a fi negativ.